România de astăzi la Timișoara, dacă nu ai un astfel de certificat, nu poți să intri în restaurante, în cinematografe, în locuri publice și așa mai departe. În legătură directă cu noi se află doamna Carmen Tănase. Să rămână, Carmen. Să rămână, Carmen. Bună seara, bună seara, eu vă aud. În debutul emisiunii am difuzat imagini de peste tot din Europa, acolo unde au fost proteste împotriva acestui certificat verde. Tu ai vorbit împotriva certificatului verde ca o îngrădire, ai spus nu voi respecta treaba asta, nici vaccinarea și nici testarea, e dreptul meu constituțional să intru acolo unde doresc. Ok, întrebarea este, în condițiile în care asta, nu știu, nu ți se va permite, ce faci? O să mă lupt pentru dreptul meu atât cât am să mai pot din punct de vedere legal, pentru că încă mai pot din punct de vedere legal, dar eu vorbesc strict în numele meu, după care, dacă nu se va mai putea și se va da o lege organică în Parlament, așa cum s-a dat în Franța și în Italia, am să fac ceea ce... Ce să fac? Societatea mă izolează, ca atare o să stau izolată. Asta am să fac. Care e motivul pentru care nu vrei să accepti vaccinarea? Sigur, am înțeles, e o variantă pe care o respingi, dar ideea de testare, de ce o refuzi? Pentru că, întâmplător, l-am văzut acum un an și ceva, un an și jumătate, pe însuși inventatorul acestei tehnologii, Real-Time PCR, care spunea într-un interviu, înainte de a muri, desigur, într-un interviu, pe înțelesul tuturor, de ce acest test, mă rog, sau tehnologia asta pe care a inventat-o, nu poate pune un diagnostic. Ea a fost inventată pentru altceva, pentru cercetare, pentru altceva. Și nu cred în rezultatul real al acestui test. Și m-am săturat de atâția șmecheri care s-au umplut de bani, sau au devenit milionari în timpul acestei pandemii, și eu personal nu vreau să bag bani în buzunarele acestor șmecheri. Carmen, cumva noi am avut mai multe discuții de la începutul acestei perioade extrem de dificile și ai vorbit într-unul dintre interviuri despre modul în care ai fost arătată cu degetul, ai devenit o țintă pentru faptul că ai ieșit din rând și ai spus, domne, eu gândesc altfel lucrurile. E un lucru pe care ți l-ai asumat fără niciun fel de dubiu. Faptul însă că se ajunge la un astfel de moment în care, nu știu, poate chiar să intri în teatru, habar n-am, la locul tău de muncă, să intri în teatru, să intri pe un platou de filmare, toate lucrurile astea sunt condiționate, nu îți e... cu ce confort sau disconfort sufletesc ești în fața faptului că din nou ai putea să fii pusă, arătată cu degetul și pusă la colț? Sunt foarte calmă, am devenit foarte calmă, nu mai sunt furioasă. Mi-am asumat în totalitate lucrul acesta, sunt pregătită pentru absolut orice o să vină. Din întâmplare am intuit din capul locului, apoi m-am și informat și am văzut, am ascultat foarte mulți specialiști care din păcate sunt... banați, sunt interziși, oameni care sunt într-adevăr cu premii, unii chiar Nobel, care au publicat cărți, care au publicat în reviste de specialitate, adevărați specialiști care spun cu totul altceva și de care nu se ține seama. Eu la specialiști mă uit, eu ascult sfatul autorităților și mă uit la specialiști. Ca atare, am înțeles că tot ceea ce se întâmplă în această lume, că nu e vorba numai de țara noastră, în această lume, nu este despre sănătatea noastră. Este despre cu totul altceva, dar nu despre sănătatea noastră. Nu poți avea grijă de sănătatea semenilor tăi, oamenilor pe care te-au ales și pe care îi reprezint, bruscându-i, violentându-i, agresându-i. Asta nu se poate, nu se pupă una cu alta. Ca atare am înțeles în ce lume trăiesc, mi-am asumat și voi încerca să rezist atât cât voi putea. Carmen, ne uităm împreună, nu știu dacă ai un televizor în față. Nu, sunt pe drum, eu sunt pe drum. Ești pe drum. Sunt imagini de la protestele din Europa în foarte multe țări. În fiecare weekend sunt proteste împotriva acestui certificat verde și de fapt a condiționării liberului acces la instituții publice, a faptul că practic nu te mai poți
bucura de aceleași lucruri ca înainte, dacă nu ai acest certificat verde. Și sunt proteste violente weekend de weekend. În România nu am văzut niciun astfel de protest și nici nu prea văd semne. Te aștepți ca în România să se protesteze împotriva certificatului verde și a condiționării unor activități de certificatul verde? Nu, nu mă aștept. De ce? Pentru că am înțeles cum este poporul ăsta. Noi n-am ieșit de bunăvoie și ne silim de nimeni nici la Revoluția din 89. Nici când eram călcat pe cap la propriu. Nu, nu. Poporul acesta doarme și sunt ușor, nu am ce să zic. Dar în Europa ca în Europa, dar eu nu știu dacă ați văzut sau dacă știți ce se întâmplă în Australia și în Noua Zeelandă. Păi nu poate să-mi spună nimeni că ceea ce se întâmplă acolo, teroarea care este acolo, este despre sănătatea oamenilor. Nu se poate așa ceva, n-ai cum să-mi spui asta. Îngrădirea drepturilor și libertăților în această pandemie devine un subiect și a fost un subiect important în momentul în care au fost restricțiile, lockdown-ul și așa mai departe. Sincer, te aștepți ca îngrădirea drepturilor și libertăților să continue în ritm accelerat sau să ne obișnuim cam cu ce este acum, în momentul ăsta? Nu. După părerea mea și nu numai a mea, că am mai discutat cu niște oameni într-un anume cerc, până acum s-a testat nivelul de prostie al populațiilor globului. Și s-a cam lămurit grupul acesta, știu eu, nu știu cine este, care conduce această operațiune teroristă, cam despre ce este vorba în fiecare țară. De acum încolo va începe jihadul, după părerea mea. Repet, după părerea mea, vorbesc numai și numai în numele meu, ca să nu mai am discuții. Că mă pricep eu la toate, că așa cred eu. Și încă mai am dreptul să spun ce cred. Vei merge până la capăt sau vine un moment în care poți sau iei în calcul să faci și compromisuri pentru a-ți putea duce viața mai departe? Nu. Nu fac niciun compromis. De ce, Carmen? Uite de ce. În această ecuație care ni se pune pe tablă, ni se afișează pe tablă de un an și jumătate încoace, omul sănătos nu a fost luat în calcul. Eu nu am făcut COVID, de exemplu. Eu nu am făcut COVID. Nu, și nu m-am ferit niciodată de nimeni. Nu că nu cred, Doamne ferește, există o boală, sigur că da. Eu nu am făcut-o. Având în vedere că eu nu m-am ferit niciodată de nimeni, că am ieșit tot timpul afară, că am interacționat cu oameni, că am fost neascultătoare, nedisciplinată, cu ghilimele de rigoare, și nu am făcut, locuind în casă cu o mamă care are 90 de ani și care este o femeie puternică, la comoștenesc, înseamnă că această boală nu este atât de contagioasă pe cât vor unii să ne facă să credem și să ne sperie. În permanență de un an și jumătate am fost amenințați. Am fost terorizați că suntem așteptați cu lumânări la ATI de către domn doctori care ar trebui să aibă grijă de viața și de sănătatea noastră. Nu am cum să cred lucrurile astea. Nu am cum. Este o boală cu un PR agresiv. O boală care într-adevăr ucide oameni la fiecare pas, nu mai are timp cineva să-i facă un asemenea PR. Pentru că există un pericol foarte mare și toată lumea trebuie să aibă grijă să se ferească de acest pericol. Ori eu văd de un an și jumătate PR. E ca un fel de toacă. În continuu, la radio, la televiziune, poartă mască, fă aia, dacă nu porți mască, mori, dacă nu te vaccinezi, dacă nu te imunizezi, niște minciuni îngrozitoare. Cum să spui că te imunizezi când sunt oameni în ATI-uri care și-au făcut dozele alea amândouă de vaccin? Și dacă sunt în ATI-uri, înseamnă că n-au făcut o formă ușoară. Cum să spui că te imunizezi? Spune, domnule, adevărul. Care? Spune adevărul simplu, firesc, ca să înțeleagă omul, nu-l mai amenința, pentru că omul este tentat să facă împotrivă.
Este o chestiune de psihologie simplă. Nu se spune adevărul. Oamenii s-au contrazis. Fauci s-a contrazis de 700.000 de ori. A fost prins cu minciuna. Nicio problemă, s-a trecut mai departe. Sunt lucruri care dacă acum 2 ani s-ar fi întâmplat, ăștia care le-ar fi făcut ar fi intrat în bălăceanca. Iar acum lucrurile astea par normale. Ne-am întors total cu fundul în sus. Este o societate din care cred că nici nu mai vreau să fac parte. Nu gândim la fel. N-avem puncte comune. Mulțumesc tare mult, Carmen Tănase, pentru un punct de vedere pe care am vrut să-l aud în această seară. Reprezintă, cred eu și îndrăzesc eu să spun și pe alții, nu e doar punctul de vedere al doamnei Carmen Tănase. Mie mi se pare că e important să ascultăm toate punctele de vedere și să vedem de fapt unde suntem și unde mergem. Mulțumesc tare mult, să rămână. Mulțumesc.